cum după atâtea vorbe frumoase, cred că a sosit timpul să ne mai plătim puțin sufletele, să ne delectăm și cu puțină muzică. Corect. Credeți că e bine? Da. E foarte bine. E foarte bine, așa că o invit la pupitru, da? Pe Daria Anastasia Canastră, în aplauzele dumneavoastră. Care ne va prezenta un moment pentru dumneavoastră. Pentru da, acolo, 3 minute, ca să nu fiți simpatul în luna, da? Succes! Întotdeauna pentru că mi-a plăcut poezia și știam că acolo am rămas sigur. Vara ne părăsește. Asta apropo că e o toamnă frumoasă în jurul nostru. Pe furiș te chem la rugăciune. Plimbă-ți mâinile prin părul meu, joacă. Măsoară firele albe cu cele lungi, răsucește-le pe deget, le poți gusta, mirosi, lipi de piept, le poți rupe cu dinții. Spune-mi carnivor cum să ies din lumea mea, în mijlocul altei luni, să ne amăgim unuia altuia morți. Următoarea poezie se numește Andante. O lumânare cu flacăra atârnând, puterea mea este tăcere.
atât de puțină glorie în lacrima unui cuvânt înainte de naștere. De dragul zborului am fost vulturi. De dragul înălțimii nu mi-am spus pe ele. Nimeni nu m-a cunoscut până acum, nici atât nu mă mai team. Sunt iubita propriei mele muțenii. Mi s-a înroșit gândul vorbindu-mi. Din dragoste sau din gelozie pot ucide cu un cuvânt. Acesta este momentul pe care mă tem cel mai mult. Atunci când citești poezia Mioare, dacă te traversează același gen de trăit, simți ca și cum ai scrie-o tu. Și a treia poezie, probabil că vom mai avea timpul mai reveni asupra textelor, se numește Compromis. Aripile sunt o invenție a minții. Pe umerii fragile ai femeii, un zid lovind corabia în aer, aștii invizibil. Duc o popădie prin ploaie, vorbesc despre facerea lumii fiecare minut. Devine un pat de moarte, o înfrângere delicată a inimii. Și Dumnezeu, capangul cu pânze și noi amnezici, visând, postea, polară, un porumbel, o ramură, ceva în vânt să ne rate. Brumos. Mulțumim! Stimată doamnă, ați auzit atâtea cuvinte spuse pentru dumneavoastră, de oameni deosebiți. Cred că a sosit momentul ca și dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte pentru invitația dumneavoastră. Încurcă-ne pe toți! Foarte onorată de prezența fiecarei persoane, până și doamna din capăt care agită în mine. Nu pot vorba, dar sunt foarte răcită. Mă bucur mult că sunteți aici. Poezia mea, sau mă rog, textele care descriu, nu sunt chiar atât de ușoare cum ar crede unii, nici atât de complicate, cum spun alții. Evident, respect părerea fiecarei persoane care vorbim. Spune despre cuvintele mele că sunt făcute să umple pereții, să umple aerul ăla cu Crist, pe care poate fiecare dintre dumneavoastră îl cunoaște. Cred că fiecare din cei de față are un loc al lui, unde se întâlnește cu sufletul lui. Asta este poezia pentru mine, asta este partea nevăzută a avut pentru mine. M-am emoționat foarte tare când am auzit pe domnul Savin, citind două texte, care eu și acum dacă le citesc, probabil toți autorii sunt așa, mă emoționez foarte tare. Sigur mi-a dat lacrimile. Fiecare poezie e o parte din mine. Spuneam eu că cei care mă cunosc pot să mă critique, să mă judece, pot să mă pună la zi. Cei care nu mă cunosc pot doar să mă felicite sau să-mi citească poeziile și să încerce să mă cunoască. E mult de spus. Singurul lucru cu care aș vrea să plecați de aici este să vă placă să citiți poezie. Să vă placă să vă întâlniți cu poezia acolo undeva. Poezia e o gândire înaltă. Îl găsești pe Dumnezeu citind. Oricum, pentru Dumnezeu suntem pregătiți toți. Chiar spuneam și spun, nu e o ironie, e adevărul. Societatea, religia, toate ne învață, ne încolonează cum să ne pregătim pentru viața de dincolo. Ce frumos va fi, extraordinar va fi acolo. Toate poeziile mele despre asta vorbesc, despre viața aia care va fi atunci. Că acum trăim mai puțin, acum alergăm, toți suntem niște alergători. Suntem niște oameni ai cifrelor. Toți ne dorim să avem, să fim. E bine că sunt mulți care, dar nu e așa, dar nu-i, poate nu-i cum spui tu. E chiar așa. E chiar așa. Lăsați poezia să vină la dumneavoastră. Și nu opriți. Nu opriți. Lăsați-o să vină așa cum vine un copil. Încercați să nu înțelegeți. Nu încercați să înțelegeți autorul, că autorul e mai greu de înțeles. Fiecare vorbește pe limba lui, eu cel puțin recunosc. Numai că am o limbă a mea, dar am și un dialect al meu care trebuie studiat. Da. Mulțumesc tare mult colegelor mele care sunt aici și care mă susțin, care mă aud vorbind și recitând uneori.
prin firmă, pe care le-am învățat să asculte o poezie, când am eu așa momentele mele. Eu chiar recit poezie în agenție, ele știu. Mulțumesc familiei mele, fără de care cred că nicio poezie n-ar exista. Și când spun că n-ar exista, am auzit pe cineva vorbind într-un loc, poezia vine în urma unui mare cutremur. Și eu pot să spun la mine încă se mai simt replicile. Și e frumos așa, trebuie să faci să-ți fie frumos din toate experiențele. Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici. Mulțumim, distinsă doamnă. Am vorbit aseară sau aseară și i-am împărtășit doamnei, sincer, ce s-a întâmplat cu mine în momentul în care am luat acest volum de poezie și am început să-l răspăiesc. La prima vedere, a fost o chestie ca o carte oarecare. Am luat, am citit o poezie și încă una, și încă una, și încă una, și la un moment dat, ceva se întâmpla, ceva ciudat se întâmpla cu mine. Actor fiind, cum spunea domnul Gheorghiță, ai tendința de a recita, de a da curs sentimentelor. Și am constatat ceva ciudat. Una citeam în gând și alta mi-a ieșit pe gură. Când auzeam ce cum sună, efectiv nu-mi plăcea deloc. Zic, probabil că nu e o dicție foarte bună. Mă întrebam eu. Redeam asupra poeziei. Ei, zic, e normal, o citesc pentru a doua oară. Cum poate să iasă ceva interesant? Reluam poezia, citeam mai bine, schimbam semnele de punctuație și toate astea și niciodată nu ieșea ceea ce voiam. De fapt, ce vreau să vă spun? Că poezia aceasta este ieșită din comun pentru mine. Asta e părere personală. Și vă spun cum. În momentul când o lași să o citească sufletul, este atât de înălțătoare încât te cutremură. În momentul când deschizi gura, nu știu, sincer, dar parcă o plângăresc. Ceva nu-i în regulă. Doamna a spus undeva acolo că voi recita și eu. Acum stau și mă întreb. Dacă eu sunt în stare să mă ridic la nivelul poeziei. Recitați-ne în gând. Să știți că m-am gândit. E cel mai interesant. Acum, dacă s-ar fi întâmplat și poate se va întâmpla, Doamne ajută, să putem comunica toți prin telepatie, așa cum a făcut-o domnul Savi cu doamna Cristina. Așa că nu ne păcăliți că noi... Doamna Cristina este o doamnă deosebită. Și dumneavoastră de asemenea, cum puteți comunica prin telepatie dacă nu erați amândoi deosebiți? Deci, eu o să încerc ceva. Nu știu dacă rezultatele vor fi pe măsură. Numai ce a fost un moment muzical, și ce spune doamna Mioara despre muzică? Nu despre muzică, așa. Așa, ați înțeles dumneavoastră. Și dânsa începe. E ceva ciudat în muzica asta. Atât de ciudat încât durerea ne obligă să dormim. Cu altceva în brațe. O să ne închidă timpul, dragul meu. O să ne mestece cu gura lui lacumă, smulgându-ne întâi pe unul, din unghiile celuilalt, apoi pe celălalt, din noaptea lui. Chiar și acum, dacă privesc în sus, o poartă mare, cu muneri de aur, mă așteaptă
îmi îmblânzește aerul. Și eu mă simt ca o felină mică în fața unei gheare mai mari. Uitându-mă pe lângă pereți, scâncind, speriată, vreau acasă. Aceasta este Mioara. Sincer vă spun, este jalnică interpretarea mea. Dar atât am putut face deocamdată. Și mi-a mai atras atenția într-o poezie și nu mă mai rețin. Îmi pun capul pe asfalt. Nu știu dacă am reușit să-i pătrund sensul nici acum, dar e atât de frumoasă și atât de grăitoare încât pentru mine, repet. Și domnia sa începe cam așa. Nu aud nimic. Nu vreau să aud nimic. Un corp negru, o târă de fum spre stele. Nisipul destrămând în joacă lumea. O spunea și domnul Sabina. Mi-a spus că nu se poate muri atât timp cât poți iubi ceva. Dar dacă sufletul e fericit în dragostea lui, cum să mai port mască? Și nu plâng printre oameni. Spune-mi și tu. Cel învățat cu depărtarea, cum să strig un cocor din aer când un vultur înșeală privirea? N-am și n-am vrut să o fac, pentru că aici este o mică regie. Aceste personalități care sunt deja la masă au o sarcină, deși nu știu. Dar vă spun eu, sarcina dumneavoastră e să invitați și pe aceste personalități să-și dea cu părerea despre carte, pentru că nu v-am spus, dar mai sunt. Ia uitați-vă, aici în față sunt foarte mulți oameni cunoscători de carte. Așa le spune, da? Și sunt atât de experimentați încât, nu știu cum, dar atât de bine mă simt încât aici deja aerul fierbe, e fierbinte. Atâta cunoștință cât există. Așa că, dacă vreți, domnul Sabin, pe dumneavoastră să vorbesc cu condamnă. Să vedeți cu care dintre dânsii ați putea să faceți un dialog despre poezie. Uitați-vă, problema este dacă și dânsii au citit cartea. Eu știu. Credeți că nu? Un dialog despre poezie se face și pentru ce am ascultat, ce am auzit aici și despre poezie în general. Exact. Atunci vă rog. Viorel Sabin deja ne-a provocat. Deja ați început. Deja ați început frumos. Vreți să continuați? Daniel Nicolescu. Așa. Am fost onorat că am fost vecin cu dânsul pe aviator. Avem un prieten comun, Dumnezeu să-l odihnească, Dumitru Tricol. Îl cunoașteți, îl știți, Focșănean, unul dintre mari poeți. De curând am fost la Franța Literară. Chiar vreau să vă întoarce să vă vadă și în camera. Vreau să citesc și un poem. Eu n-am citit. Apropo de Dumitru Tricol, de curând am fost la Franța Literară, acolo s-au numat niște premii, la care au avut acces și Bătăoane. În care am fost și eu, doamna Codrescu, domnul Galben, și a fost acolo și televiziunea literară. Deci, că ne întâlnim pe aceleași coordonate. S-au discutat aici foarte multe lucruri despre poezie. Eu cred că nimeni nu știe ce este poezia. Iar cel care crede că știe ce este poezia, nu poate fi poet.
Nu știe nimeni ce este poezia. Dar poetul este, punea Chiscop aici, Liviu Chiscop, în momentul în care poeta vorbea despre demersul uman și mai mult decât uman al poetului, că poetul este mai mult decât om, el vine din altă lume, are altă destinație. Că poeta trăiește în alte lumi. Da, poetul trăiește în alte lumi și demersul fundamental al cărții, așa din câte am deduc eu, este, sau motivul, vreau acasă. Ce înseamnă vreau acasă? Suntem aici, pe pământ, într-o călătorie. Iar menirea noastră este să ne botezăm, să ne rebotezăm perpetu pentru a ne desăvârși, pentru a scoate de noi întunericul care a venit odată cu ispita șarpelui, apropo de șarpe și de măr, așa, Eva s-a lăsat ispitită de șarpe, care este diavolul, iar bărbatul la rândui, nici el n-a atenționat după Eva. De ceea ce i-a spus Dumnezeu. Cu Eva, ai grijă că Dumnezeu ne-a spus că dacă vom mușca, hotărâi lucruri că vom muri. Nu i-a spus. Deci, de ce? I-a plăcut ispita, i-a plăcut gustul mărului, cum și asta se lasă ispitit de Eva. Cam așa, cam atâtea lucruri am avut. Nu vreau să Dar cine propune? Dacă Dumnezeu i-ar fi spus că omului să nu mănânce șarpele, l-ar fi mâncat. Nu vreți să lăsați pe cineva în urma dumneavoastră? Să cine trebuie să dintre aceste persoane? Doamna Mara, vă rog. Uite, doamna Mara. Vă rog să-mi permite să spun și eu câteva cuvinte. Dar vă rog să veniți aici ca să vă vedem mai bine. Vrei să veniți aici și trece aici. Vrei să vă vadă și lumea să putem filma și noi. Acum vă pare rău, nu? Acum. Mă bucur, în primul rând, Mioara, îți mulțumesc pentru invitația deosebită care ai făcut-o. Pentru că a fost însoțită de o muzică extraordinar de plăcută. Mi-ai trimis-o pe Angeline Jordan, extraordinară, și Fly Me to the Moon, exact ceea ce scrii tu în al doilea volum. Și mito de aia de Angelus. O delectare și îți mulțumesc pentru asta. Eu, neavând acest volum care s-a lansat, am profitat de cartea care o am în cădere, voi râde, și am răsfăit-o, nu cu interes foarte mare, să o descopăr pe Mioara Văluță, să descopăr autoarea în persoana Mioarei Văluță. Și eu mi-am notat, nu mi-am pus pe hârtie, că în genere eu de la școală sunt obișnuită cu caietul. Da. Și eu am spus așa, am făcut o legătură, în cădere voi râde, când voi descoperi partea nevăzută a lumii. Da. Pentru că probabil atunci va fi o mare surpriză, o mare bucurie și te vei bucura. Despre poezia din Mioara Văluță, mi s-a părut mie că este foarte interesant. Ca să o văd pe ea, cum ați subliniat și dumneavoastră, despre ea însă, însăși. Dânsa spune așa, că poezia nu e o cruce roșie arsă în piept sau un rupt tandru care întregește, ci e cuvântul refugiat în cuvânt, iar miza e sufletul. Sufletul va continua zbaterea, pasăre în ochiul altui copac. Poezia este un cântec nescris și până la urmă o întâmplare.
fie pentru Mioara Văruță, fie pentru fiecare dintre noi. Din viața cuiva, din aurcui, este apa care ne ostoiește setea. Abia atunci când simți poezia în profunzimea ei, este asemănător cu paharul de apă când îl golești cu atâta plăcere când ții foarte sete. Și apoi poezia pentru fiecare din noi este spațiu, în primul rând, aș spune eu. Pentru că spațiu este cel care acționează asupra poetului, asupra celui care creează poezia. Pentru că omul creează poezia. Asemenea, cum spunea Petre Țuțea, că omul nu creează, numai Dumnezeu creează. Omul imită creația lui Dumnezeu. Deci, noi imităm creația lui Dumnezeu pentru că suntem făcuți de Dumnezeu. Suntem copii lui Dumnezeu. Și atunci, noi creăm la fel ca Dumnezeu. Spațiul acesta are o foarte mare influență asupra noastră, așa cum de altfel asupra autoarei se vede foarte bine în versurile pe care le lansează în carte. El fie că traumatizează spațiul, fie că ți aduce o bucurie, o tristețe, o... Așa. Și atunci tu, ca autor, ca cel care simți toate aceste lucruri, ele intră în tine și depinde de tine cum știi să redai acest mediu din jurul tău, această durere sau bucurie sau orice-o fie ea. Mioara Văruță, autoarea de față, reconstruiește continuu de-a lungul poeziei. Poezia curge frumos. Și construiește și reconstruiește tristețea plecării, deci moartea, nu? Bucuria regăsirii, uitarea pentru cel care este uitat definitiv și uitarea numelui până la urmă este o durere. Poezia este iarba altui timp, spune dânsa. Amintirea unui râu învolburat pe care ea, dânsa, nu vrea să-l oprească. Este muzica lui până la urmă. Este universul din autor transmis universului în care este cititorul. Se face o simbioză între universul Mioarei și universul meu care citesc. Și muzica aceasta este până la urmă un Stradivarius. Mi-a plăcut foarte mult asta. Deci totul în jur pentru Mioara este poezie. Așa cum se manifestă dânsa în natură, oriunde, în mediul acesta. Alergatul pe miriște, pe miriștea udă, cu sandalele în mâini, cu picioarele goale, dacă are sandalele în mâini. Trandafirii puși lângă orez, busuiocul și menta lângă iedră. Până la urmă spune dânsa că poezia poate fi și un biscuit înmuiat în... Ea trăiește poetic, nu? Da. Ea trăiește poetic. Deci, este un constructor de imagini. Eu așa am văzut de-a lungul desfășurării poeziei. De ce spun că este un constructor de imagini? Fiindcă trăiește prin metaforă. Iar metafora este sublimul unei poezii. Cu ajutorul metaforei, noi putem înțelege ceea ce spune autorul sau avem posibilitatea să înțelegem și ce vedem noi. Ne dă posibilitatea să avem și noi o imaginație, nu?
Deci, dânsa se joacă de-a doctorii, în realitate, nu numai aleargă pe, cu sandalele în mână, se joacă și de-a doctorii. Eu cu sufletul meu, tu cu inima mea. Nu vrea să îmblânzească valurile, nimic ce este urât în jur. Și până la urmă țipă într-o rană deschisă. Partea nevăzută a lumii se ascunde în poezie. Dar bine, noi nu putem să spunem ce este partea nevăzută a lumii, decât un poet nu reușește să vadă lucrurile. Elocvența feminină este da. Nevăzută a lumii. Mulțumim foarte mult pentru... Și că domnul Liviu Iscop se va pregăti, așa, o să rog pe Andra să ne mai cânte și ea un momentel, da? Hai, te rog frumos ca să nu te plictisești de probleme. Sper că te-a marcat muzica. Sigur. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt onorat să mă adresez din nou dumneavoastră sau unei părți dintre dumneavoastră cu care ne întâlnim frecvent la astfel de acțiuni. Mulțumesc doamnei Mioara Văduță pentru invitație. Nu m-am oferit să vorbesc, fiindcă am văzut că erau deja pregătite și au vorbit destule persoane competente în materie, nici nu știu ce aș putea să spun. Am fost unul dintre cei privilegiați, am primit volumul prealabil acum două zile, l-am citit cu mare atenție, l-am și adnotat, fiindcă eu nu scriu, cum spunea Chezi odată, de-a joaca și de-a condeiul facil, îmi place să iau lucrurile serios. Am scris anul acesta două articole ample și despre cartea colegului Daniel Nicolescu și de două recenzii în Ateneu și în revista Plumb despre prietena doamnei Georgeta Darie la un debut de anul acesta, unde am participat împreună cu mulți dintre dumneavoastră, o prefață a unui avocat la o carte de memorii
și acum, fiindcă doamna m-a onorat oferindu-mi volumul, mă simt obligat să scriu. Am scris deja textul recenziilor respective, cred că tot două sper să fie, sunt deja 10 pagini. Am intitulat-o Pe creasta noului val, fiindcă doamna Mioara Păluță, după părerea mea, aparține acestei noi generații de scriitori postmoderne, a spune, neo-existențialiste, cum spun unii, noul val, cum îi spun alții, și cred că acest volum, prin acest volum, doamna Mioara se plasează, într-adevăr, pe creasta noului val, în această serie. Volumul este foarte dens, într-adevăr, m-au impresionat cele 95 de poezii, am reușit să selectez multe lucruri, ați văzut că unele versuri citate de colegi, recitate, le știam deja pe din afară. Domnul Viorel Sabil s-a oprit la două poezii, sunt singurele două piese de factură clasică, celelalte sunt de factură modernă, este o poezie modernă, aici în vers alb, în vers liber și așa mai departe. Asta nu înseamnă însă că nu este, cum să spunem așa, Teodora de figuri de stil, de procedee artistice, și doamna Cristina, îmi pare rău că nu mai este aici, a spus foarte bine despre metaforă, că metaforă este înaltă, dar există dinamica imaginarului poetic, să spunem așa, este deosebită. Deosebit de abundentă și de calitate, imagini precum incampamentul, oximoronul, personificarea, epitetul ornant și multe altele sunt la tot pasul în poezie. Așa încât nici n-am avut rost, nici nu le-am citat prea mult, nici recenzii. M-am oferit acolo la alte două cu totul deosebite, de exemplu, la o anastrofă întâlnită aici într-o poezie. Poate dacă o să citiți recenziile, veți vedea despre ce este vorba. Adică figuri poetice deosebit de rare și în poezia pe care a citat-o și Viorel, aceasta cu lumina pe întunericul altcuiva, există o aliterație expresiv-simbolică, cum îi spun esteticienii, 5 termeni care au sunetul consonantic V în poziție inițială, în doar două versuri. Este o aliterație deosebită și anastrofa aceea este deosebită și am spus acolo și am oferit și alte exemple, precum că doamna Mioara Păluță stăpânește desăvârșit tehnica versificației, ceea ce este un lucru rar poate pentru generația aceasta online, și fiindcă a venit vorba de generație online, într-un fel mă simt intrus, aparțin altei generații, aceea cărților pe suport de hârtie. Am văzut aici și multe anglicisme folosite, probabil tot sub influența aceasta. În fine, ar fi de spus poate ceva despre conținutul poeziilor acestora. Am observat aici, de exemplu, propensiunea pentru definire. Autoarea încearcă să ne ofere definiția ale unor categorii filozofice deosebite, cum ar fi de pildă viața, moartea, despre care s-a mai spus aici, definiția lumii, definiția iubirii, a vieții, a fericirii chiar, nu? Și fiindcă vor veni vorba de iubire, de fapt, cartea este în mare parte o carte despre iubire. Este Teodora, de fapt, erotismul, spuneam și aici, dă pe din afară. În privința aceasta, este o carte de dragoste, în mare parte, și fiind vorba de iubire, autorii manualelor de filozofie spun că iubirea este una dintre principalele direcții ale fericirii. Am citat acolo definițiile pe care le oferă autoarea tuturor acestor categorii filozofice. Există însă, și s-a vorbit aici și despre relația cu Dumnezeu, cu divinitatea, este o relație specială, aș spune, a doamnei Mioara Păluță sau Doare, dacă vreți, este contradictorie la un moment dat. La un moment dat poate fi vorba și de un fel de apostazie, de lepădare de Dumnezeu, chiar spune textual la un moment dat Dumnezeu nu există, etc. Am vorbit aici despre tot, asta ține tot de existențialism, de neo-existențialismul căreia cred că îi aparține doamna Mioara Păluță. Despre existențialismul ateu, despre care vorbea Jean-Paul Sartre în secolul trecut,
am vorbit și despre Arghezie, fiindcă se aseamănă la un moment dat și cu psalmii arghezieni, cu apostazia aceasta archeziană, la fel ca și arghezii care într-un psalm spunea vreau să te pipe și să urlu, este, cerea dovezi concrete pentru existența, pentru a se convinge de existența de divinității. Tot la fel și autoarea acestui volum, partajată între credință și tăgadă, am spune, la un moment dat spune, parcă așa citesc din memorie, Doamne, de ce rugăciunile noastre nu te arată? Există și alte exemple în privința asta, relației complexe, deosebit de originare, aș spune, pe care autoarea o are cu divinitatea. Dar, pe urmă, revine parcă la sentimente mai bune, fiindcă există destul de câteva piese în care îi invocă divinitatea, îi cere sprijinul și se pare că relația a devenit una normală, una obișnuită. Ar fi multe de spus, cum spuneam, au spus colegii aici, mă așteptam aici la un text, așa cum se obișnuiește, al unui prefațător, al unui critic istoric literar, al unui guru, să spunem așa, nu? Un mentor al noastră, dar văd că textul va aparține acest text scurt. Am comentat și eu în textul meu, primul fragment aici, unde am găsit două lucruri care m-au interesat. Spuneți la un moment dat că e adevărat că fără exercițiu și pasiune totul ar fi o răsucire în aer și nimic nu s-ar mai întâmpla. Am luat acești termeni, exercițiu deci, și pasiune, în sensul în care se spune de multe ori că, de fapt, orice operă deosebită și mai ales în domeniul poeziei este atât rezultatul transpirației, adică al exercițiului, cât și al inspirației, al pasiunii, al harului divin. Adevărul este că fără har, fără talent care este, ne este dat de undeva, de sus probabil, nu putem să scriem, nu putem realiza opere artistice durabile. Da, poftim. Și mai are aici în final o propoziție, însă eu scriu așa cum trăiesc, care și este discutabil, a comentat-o și colegul Petru Isache. Am comentat-o, m-am semnalat. Da. Sigur că da. Am altă părere, însă, fiindcă rare ori, sau poate niciodată, nu trebuie pus semnul egalității între biografie și poezie. Trăim într-un fel, trăim poate prozaic în viața de zi cu zi, cu toate necazurile și greutățile. Poezia este altceva, atunci trebuie să ne disociem, să lăsăm la o parte toate celelalte și să intrăm în altă lume, așa cum spuneați și dumneavoastră, că trăiți, de fapt, în altă lume. Dacă trăiți așa cum scrieți. Și întâmplarea face ca această problemă a raportului între biografie și poezie, dacă trebuie pus sau nu semnul egalității, este cea mai evidentă în creația unui mare păcăoan a poetului Pacovia, despre care se vorbește. Mulți spun că, de fapt, poezia sa este o reproducere, o redare fidelă a biografiei lui, a necazurilor prin care a trecut, a târgului de provincie, etc. Ceea ce este complet fals. Poezia lui pentru el ca artist a avut o mască și s-a autocenzurat, a scos din creația sa toate poeziile care n-ar fi corespuns temei centrale, aceea a morții și a senzațiilor de disconfort care puteau conduce la moarte. Frigul, ploaia, scârțâitul, căldura, toriță, gerul și așa mai departe. Numai pe acestea s-a axat. O poezie monocordă, ar spune, și n-a greșit, fiindcă în felul acesta a reușit să fie deosebit de original. Sunt multe lucruri de spus despre poezie, despre acest volum, despre miturile, multe motive, sunt motive recurente, deosebite, nu numai iubirea, dar mitul androginului, mitul căderii despre care a vorbit și colegul, mitul adamic, etc. Și o serie de motive, precum noaptea, este foarte frecvent, întunericul, luna, noaptea, tăcerea, liniștea apoi. Și este deosebită propensiunea pentru anotimpul, pentru sezonul invernal, aș spune. Foarte mulți termeni din area asta semantică a iernii, nu știu, frig, ceață, ger, zăpadă, etc. Nu știu cum se explică, probabil în subconștientul nostru, chiar mă gândeam că un psihiatru competent, citind acest volum, ar putea să facă o analiză, o psihanaliză și este.
analiză completă. Da. Felicitări încă o dată și mulțumesc pentru invitație. Acum, adică, nu se poate identifica viața individului, a autorului, cu opera. Dar trebuie acceptat că opera este alter ego-ul său. Deci, în felul ăsta trebuie înțeles. Pentru că altfel, alții pot confunda. Deci, ce e de adevăr? Este alter ego-ul. De ce este el? Îmi cer scuze, am apărut cu perea în mână, pentru că am emoții și când am emoții, mi-e sete. Vreau să spun ceva. Poezia există sau nu există? Asta o știm toți. Nu există poezie proastă sau bună. Există, ori există, ori nu există. Apropo de încercările noastre de a pune într-un raft, într-un anumit curent sau între anumiți scriitori, eu m-am gândit, ați spus, mă iertați, domnul Liviu, ați încercat, ați pus poezia Mioarei într-o anumită direcție, într-un anumit curent. Eu aș spune, eu m-am gândit tot atunci când ați spus dumneavoastră și citind cartea, m-am gândit că poezia Mioarei este neoromantică. Da, așa este. E romantică. Apropo și de motivele amintite de dumneavoastră, o parte din ele. Și mă mai gândeam la ceva. Și asta ăla care scrie. Știți? Eu sunt meteodependent. Dar și poeții sunt meteodependenți. Ei scriu la un moment dat și în funcție de anotimpul în care creează. Eu nu știu când a scris Mioara. Eu mai vreau să-i mai fac o declarație de dragoste. Și vă spun și de ce. Anul trecut, când am fost la lansarea ta, ai promis un lucru. Te-a întrebat cineva, te-a pus să promiți când vei scoate, să spui când vei scoate următoarea carte. Dragilor, pentru mine o femeie care se ține de promisiune, care spune că vine la ora cu tare și a venit la ora cu tare, apoi de femeia, pe femeia chiar trebuie să iubești. Ia să ține ce ora de strâng. Bă, dar îmi place de găsește pretexte. Motive pretexte. Dacă are mâine de asta, face atâtea avanse. Hai că e frumos. Și eu vreau să mai citesc. Mihai, te rog. Carmen, scuze-mi. Așa era o lectură bună. Nu, dar nu pot să-mi țin și ochelarii și cartea și berea. Vreau să mai citesc un text. Apropo de ce ați spus dumneavoastră despre discol. Pusesem semnul, îmi cer scuze că mă port așa cu cartea, dar am nevoie de un viscol nebun. Ceva să mă smulgă din rădăcini și să mă arunce în aer, de o ninsoare care să vindece toate viciile la care țin. Am nevoie de o mână care să împrăștie în raze terminațiile nervoase ale fiecărui an. Sunt un cărbune aprins și mi-e frică de mine. A schimba pe arbori fiecare culoare. Sărutul meu fără vâsc, trupul meu trădat de frig, viața mea ca o rulotă uitată la marginea pădurii. Dragilor, poetul, poeta, are nevoie de asta, pentru că noi, poeții, sunt bolnavi. Noi trăim toată viața bolnavi. Bolnav de ceva, bolnav de frumos, bolnav de dragoste. Că se poate, poți fi bolnav și de dragoste. Bolnav de moarte. Toți avem nevoie de asta și de asta spuneam la un moment dat că poeziile Mioarei sunt arte poetice. Adică definiția ale poeziei și ale poetului. De mult n-am mai, și cu asta chiar am încheiat, eu de mult nu am mai întâlnit, vorbesc foarte serios, și acum mă că suntem solo de pe Mioară, nu am mai întâlnit o anatomie a poetului, o disecție a poetului, așa cum a făcut pe Mioară în poezia asta. Vă mulțumesc și cu asta. Chiar cu poema să încep, pentru că și după aia intrăm neapărat într-un dialog, cât timp avem, tu ne spui cât timp. Da, ne uităm pe cea să ne dus. Acum poți să... Harul
mioare de a realiza arte poetice, de a se exprima pe sine și în același timp de a exprima lumea. De fapt, poemele respective, cele 95 de poeme, sunt radiografii ale sufletului fiecăruia dintre noi. Am să citesc un poem pentru a intra după aia cu dumneavoastră într-un dialog. Se numește Cu ochii vii. Nu te lăsa pradă poeziei, fiul meu. Nu te opri. Muzica ei uimitoare te va atrage înăuntru. Fii mai mult decât mine. Fii mai mult decât cei pe care îi știi. Mintea ta e o hartă nevăzută, un mănunchi de chei și tot atâtea uși nedeschise. Încă ai un munte în față, ai un munte în piept. Potrivește spasul cu stâncile lui. Dă-i timpului vise, trupul să-ți rămâne viu. Dă timp rănilor și ce și se vor vindeca singure. Astfel, și aici ajungem la finalul de care, finalul de care vorbea Viorel Savin, ești și vei ajunge ca nisipul, un animal flămând, care înghite orice, respiră orice, curge în orice direcție bate vântul, nu-l poți ucide, nu-i poți prinde inima. Este excepțională această artă poetică, o ars poetică testament, aș spune. Mentorii, pentru că vorbea cineva care sunt mentorii mioare, e un har să ai un mentor, după opinia mea. Sunt mentori pe care i-a asimilat, e interesant, la un moment dat, un stat de vorbă. Primul mi se pare că este Blaga, după mine. Blaga, Eminescu, Bacovia, Arghezie, ăștia sunt cele patru sisteme poetice de care este contaminată și de care le asimilează. Nikita. Cum? Și Nikita, da, Nikita e iubitul ei, unul de iubiții. Nikita e iubitul ei. Eu ți-am șoptit de aici, dar nu mai au zis pe mine. A, știu și eu pe cine s-a avut, da, măcar atât. Da, acum, sigur că aș vrea să mai intrați și dumneavoastră în dialog, să mai întrebați, uite, George Calcan vrea să ne spună ceva. Eu vreau să vă spun numai, foarte puține cuvinte. Două, trei cuvinte, da. Cred că eu n-am citit, recunosc că n-am citit așa poeme, dar din ce am auzit, cred că ea este de fapt un Ianis Ritsos cu fustă. De ce spun Ianis Ritsos? Pentru că cea mai bună poezie a lui Ianis Ritsos se numește Sonata Lunii. Și îmi pare rău că colegul de la prietenul nostru de la Galați sau prietenul de la Galați o omis să, mă rog, să asculte sau îi propun eu să asculte sau să citească poezii din acest volum pe această sonată a lunii. Pentru că sonata lunii este o bucată muzicală extraordinară, iar dacă există o apropiere care se poate face între arte, între cele 4-5, mă rog, arte pe care le evocăm de cele mai multe ori, cea mai apropiată de poezie este de fapt muzica. Pentru că atacă cele mai înalte... Hai să-ți mai pun o întrebare. Acum, mai vreau să mai spun ceva. Adâncimea mă surprinde, bine, ca poet, nu mă surprinde, dar mă bucur enorm adâncimea acestor poezii, pentru că nu este vorba de o poezie la suprafață. Sigur că arta, tehnica poemului este desăvârșită, așa, dar ea merge în adâncime. Și aici mai are de spus foarte multe lucruri. Eu
am vorbit cu dumneavoastră și eu îi propun, adică vă propun dumneavoastră și ei un dialog mai larg, să o facem un alt, să realizăm un alt context. Acum, toți vorbitorii au constatat că are harul definirii. Vrea să definească, deși după ea poezia este, și aici o citesc, poezia este o risipire, spune ea, un desmăț al nimicului spiritual. Și asta e tot o definiție. Da, pe tot o definiție. Dar să știți că poezia umple nimicul pe care îl trăim, de fapt. Da. Pentru că opinia mea este că câtă poezie în noi, atâta poezie în lume. A trăi poetic lumea? Nu oricine poate trăi poetic lumea. Aici intră artiștii, poeții... Sigur că există un mod de a trăi al fiecărui poet în parte. Și dacă am fi, cum să vă spun, am fi comuni, n-am mai fi poet. N-am fi aleși, dacă n-am toți mari poeți. E mai rău pe cineva. Eu trăiesc un paradox, îmi cer scuze că nu mă mai ridic, vă zic acum, de aici, dacă îmi permite. Într-adevăr, fiecare își trăiește propria poezie și este reprezentarea lui. Dar, întotdeauna m-am gândit că arta sau consumatorul de artă reprezintă, de fapt, o constantă. Nu există acum mai mulți consumatori de artă decât acum 500 sau 1000 de ani. Perfect. Dar totuși există un paradox. Se scrie mult mai mult, se publică mult mai mult, îmi vorbesc de literatură, decât în acum 50-100 și se scrie mult mai mult decât se citește. Vă spun asta pentru că sunt cadru didactic, urmăresc evoluția elevilor mei de liceu și mă sperii. Da, da. Nu am o vorbă mai spun și da. Asta, da. Da. Ieri am vorbit cu Vasile Spiridon, a fost la Onești, și era și el înspăimântat, spunea că primește, critic literar fiind, primește cam 1000 de volume pe care ar trebui să le citească și despre care să scrie. Și era înspăimântat de... În cât timp? Într-un an, pan, atât a plecat, 1000 de volume primește pe an din țară. Critic literar fiind și la universitate și în fel de fel de jurii, sigur că domnia sa este supra-solicitat, dar era realmente oripilat, nu știa cum să oprească această... Eu nu găsesc rău că să scrie mult. Nu mi se pare rău. Cel puțin poeții între ei se citesc. Da. Și se creează și selecția asta într-un fel sau altul. Nu trăiesc această spaimă. Este un semn de moarte a literaturii. Asta e un semn de moarte a literaturii. Orice fenomen moare după ce se ajunge la dimensiuni exagerate. În 1990 până în 2000 s-au publicat peste 20.000 de volume de poezie. Peste 20.000. Cornel Galben, istoric literar, care se ocupă de vreo 20.000 de volume. Cer scuze că intervin. Mai avem încă 5 minute la dispoziție și aș vrea să mai vorbească și domnul Cornel Galben și domnul Cosma. Acum, dumneavoastră, domnul Cornel, vă rog frumos, câteva cuvinte nu se poate să mesmezi. Eu am să vorbesc după ce voi citi volum, acum atunci îl invităm pe domnul Pătoar. Nu. Dacă nu, profitați dumneavoastră de încă 5 minute care mai rămas. Sau domnul Savi, care și... Nu. Chiar trebuia să profiți. Trebuie să mulțumesc în mod special unor oameni care, zic eu, vin de departe să se bucure de bucuria prietenului lor. Și mă refer aici la domnul din ultimul rând, domnul Cristu George, care vine din Galați, da? Domnul de la Piatra Neamț. Sunt oameni care scriu în spațiu virtual și scriu bine. Doamna Stan, cu soțul dânsei, poetul Victor Stan, din Piatra Neamț. Nu știu, nu mai văd în spate acolo cine mai e. Oricum, ideea principală asta e. Cred că timpul, sau probabil societatea, ne învață să nu ne mai bucurăm de bucuria celuilalt.
Asta contează cel mai mult, să știi să te bucuri pe prietenul tău când are o bucurie, să ai cu cine împărtăși. Și eu sunt bucuroasă că v-am aproape pe toți. Vă iubesc! Înainte să facem o poză, da? Înainte facem o poză de grup așa și după aceea trecem la festivitatea. Și nu trebuie să la mine la 6. Și ne avem foarte multe lucruri. De tot și mai au copiii, cu ele, 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 cu ele